că vara e momentul cel mai prielnic pentru părinte să se conecteze cu copilul lui prin aceste activități ce implică mișcarea. Și poate că n-aveam neapărat răbdare tot timpul să mergem la sală sau la activități fizice sau să ducem copilul dintr-un loc în altul, dar acum că simplu fapt că mergem la mare sau la munte ne obligă cumva să mergem, să mergem și să facem o activitate, o activitate împreună. Dragilor, bine v-am regăsit, vă invităm să rămâneți alături de noi la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, pentru că astăzi vom vorbi despre legătura care există între mișcare, între exerciții fizice și dezvoltarea creierului. Iată așadar lectura. Astăzi alături de noi este Gabriela Amalu, psiholog sportiv, și vom vorbi despre o carte frumoasă, Start, un corp activ, un creier sclipitor, știința revoluționară a legăturii dintre exercițiile fizice și dezvoltarea creierului, de John Ratey, o carte publicată în colecția Psihopractica, carte care face parte din campania 12 soluții pentru o vacanță în armonie, pentru că, iată, a început sezonul, perioada vacanțelor, și nu trebuie să uităm, pentru a avea o vacanță reușită, trebuie să avem în bagajul nostru, bineînțeles, o carte sau poate mai multe cărți, dar de ce nu să nu uităm în vacanță și de exercițiile fizice, de mișcare, și Gabriela ne va explica pe parcursul acestui episod despre această legătură pe care John Ratey o face în carte, despre legătura dintre un corp activ și un creier sclipitor. Cât de mult ne ajută până la urmă mișcarea și exercițiile fizice în antrenarea minții, în antrenarea creierului. Îți mulțumesc, Sorin, pentru invitație, și mă gândeam așa că acum toți oamenii se vor gândi, da, mai tot auzit asta cu exercițiile, da, până la urmă, uite, nici mama, nici bunica, nu știu, n-au făcut și uite că n-au pățit nimic. Știi, miturile pe care oamenii tind să se lege de ele ca să se scuze cumva că poate o fi adevărat, poate nu o fi adevărat. Și de aceea cartea aceasta pe care o am acum lângă mine, Start, un corp activ, un creier sclipitor, mi se pare o carte care să ne demonstreze științific că nu este doar un mit sau doar o vorbă aruncată, sau că nu există neapărat o legătură și că, uite, putem să facem până la urmă și altfel și exercițiile fizice nu au. Și de aceea m-am gândit să-ți povestesc ție așa pe câteva etape de ce, în primul rând, cum ajută sportul și exercițiile fizice realmente corpul, care e relația dintre ele. Și aceasta este una foarte simplă. Cu toții am auzit și știm că emoțiile și felul în care noi gândim sau felul în care noi simțim poate să ne declanșeze anumite boli, așa zisa psihosomatică. Ne-am îmbolnăvit, ne doare capul din cauza unei supărări sau poate chiar să ajungem la boli mult mai grave pentru că nu ne-am gestionat corect felul în care am gândit sau felul în care am simțit și nu ne-am descărcat emoțiile. Ce este interesant este că oamenii nu reușesc să vadă paralela în sens invers. Dacă totuși mintea noastră reușește să ne îmbolnăvească cumva dacă nu avem grijă, de ce corpul nostru n-ar reuși să influențeze mintea? Și atunci oamenii de știință au făcut teste medicale până la urmă, în care au testat pe salivă dacă în urma 2-5 minute de sport se schimbă ceva la nivel biologic, fiziologic cu corpul uman. Și se pare că după doar 2-5 minute de exercițiu fizic, de activitate fizică, cel mai important lucru este că nivelul de cortizol, de hormon al stresului, scade dramatic. Și pornind de la aceste teste simple, atunci psihologii, oamenii de știință, medicii, psihologii sportivi au spus, păi, atunci dacă este clar că 2-5 minute de exerciții fizice ajută acest hormon al stresului să se fie diminuat, înseamnă că noi prin activitatea fizică putem să combatem foarte multe alte afecțiuni pe care
omul le are la nivel fiziologic, nu știu cum ar fi depresia, anxietatea, stresul crescut la nivel, la femei, sindromul post premenstrual, pardon, îmbătrânirea, felul în care îmbătrânim atât la nivel corporal, cât și ca declin cognitiv. Și mie asta îmi place cel mai mult, pentru că de foarte multe ori oamenii combat teoriile pentru că nu sunt demonstrate științific palpabil, așa, prin test. Arată-mi testul, arată-mi analiza. Și slavă Domnului că acum medicina a avansat atât de mult încât ne arată pe teste, pe analize pe care poți să le faci la cabinetul medical, că realmente exercițiile fizice te ajută să-ți schimbi starea de spirit și astfel să rezolvi cu adevărat niște afecțiuni, pentru că depresia sau anxietatea sau sindromul premenstrual sunt afecțiuni, nu sunt doar niște emoții pe care le gestionăm sau nu. Asta e prima parte, asta e prima parte din ce am gândit eu să-ți povestesc astăzi, Sorin, pentru că cumva oamenii să știe că este real, că este demonstrat științific medical, nu neapărat filozofic sau doar psihologic. A doua parte vine ca urmare a acestei pandemii. Cu toții am văzut iarăși realmente pe propria piele că lipsa de mișcare ne-a făcut să ne simțim ca starea noastră de spirit să cadă foarte, foarte mult. Deci o nouă dovadă pe care din păcate ne-a adus-o această pandemie. Pentru că sportul face parte și el din procesul ăsta de conectare sau de socializare, chiar dacă ne gândim la activități fizice individuale. Că o să zici, păi cum socializești? Păi poți să socializezi cu natura până la urmă dacă nu ai alți oameni la îndemână. Dacă stai închis în casă pe canapea, nu socializezi cu nimeni. Dar dacă ieși să alergi chiar și singur, în primul rând că te conectezi cu tine, cu propria ta persoană, după care cu spațiul, cu contextul ulterior care are și el viață, cum ar fi pământul, plantele. Și nu mai spun, dacă mai sunt și alți oameni care aleargă prin preajmă, nu contează dacă vorbești sau nu vorbești cu el, simplu fapt că alergi unul lângă altul sau că ți întâlnești câteva secunde privirea, iarăși este un lucru demonstrat științific, și dacă ți întâlnești pentru câteva secunde cu cineva privirea, poate să fie o formă de socializare care să combată din nou toate aceste afecțiuni, precum depresia și anxietatea. Și acum, nu în ultimul rând, aș fi vrut să povestesc despre această conectare cu copiii, că e vacanță, că de aici am povestit, și să o întoarcem cumva, să ne întoarcem la oile noastre, la vacanța noastră, că e vară. Cred că vara e momentul cel mai prielnic pentru părinte să se conecteze cu copilul lui, prin aceste activități ce implică mișcarea. Și poate că n-aveam neapărat răbdare tot timpul să mergem la sală sau la activități fizice sau să ducem copilul dintr-un loc în altul, dar acum simplu faptul că mergem la mare sau la munte ne obligă cumva să mergem. Să mergem și să facem o activitate împreună. Nu se pune ca activitate că m-am dus de la șezlong până la malul mării și am luat lopățica și m-am dus înapoi pe șezlong, ci se pune dacă este o activitate care să dureze minim 5 minute, adică mă plimb cu partenerul meu de viață sau cu copilul meu, mă plimb 5 minute pe faleză sau înotăm tandem, înotăm împreună, nu știu, două lungimi de piscină sau petrecem în apa mării un anumit număr de minute în care sărim peste valuri. Cumva să bifăm această activitate continuă, nu știi cum, și eu mă mai păcăleam și spuneam, bine, cu toate știam că nu e adevărat, dar mai spuneam, păi cum, eu toată ziua am făcut curat prin casă, m-am dus de sus, jos, la bucătărie, la baie. Ai făcut așa, mișcare. De mișcare. Nu se pune, asta nu se ia în calcul. Trebuie să fie o aceeași formă de mișcare care să dureze minim 5 minute. Adică să te plimbi de la baie la bucătărie timp de 5 minute. Așa probabil că s-ar lua în calcul. Deci această carte este minunată.
și o carte care merge citită în vacanță. Pentru că foarte mulți oameni or să spună că nu am timp, îmi dau eu seama că mișcarea e importantă și uite, citesc și văd eu că da, mă ajută și nu mai am, poate n-am timp să citesc exact ce este de făcut. Și atunci vacanța poate să fie un moment prielnic pentru genul acesta de carte, pentru că, așa cum ai spus tu, o combină și cu lectura, că mai facem și un pic de pauză acolo unde suntem să ne relaxăm, citim. Și eu sunt convinsă că cei care citesc această carte or să fie motivați să înceapă să facă activitate fizică, pentru că nu este o carte care are legătură doar cu psihologia, ci resursele din ea și exemplele din ea sunt legate de aspecte medicale și, după cum bine știm și foarte bine că este așa, oamenii au foarte mult mai multă încredere în știința exactă decât în științele care emit doar teorii. Și atunci nu este o carte doar de psihologie pe care putem să ne gândim o fi, nu o fi, haide să încercăm, ci este o carte foarte bine validată din punct de vedere, din punct de vedere medical. Și pe astea nu prea ai cum să le combați. Uite, mie mi-a plăcut și am să revin imediat la întrebarea pe care vreau să ți-o adresez. Exercițiile fizice sunt un instrument indispensabil pentru oricine își dorește să-și atingă cel mai înalt potențial. Și avem aici câteva exemple. Ne putem folosi de corp pentru a ne vindeca creierul, exact ce spuneai tu puțin mai devreme. Făcând mișcare de cel puțin 3 ori pe săptămână, contracarăm semnificativ impactul depresiei și al furiei. Persoanele care fac mișcare sunt mai puțin anxioase și mai puțin deprimate, mai puțin nevrotice. Activitatea fizică stimulează crearea unor noi legături neuronale. Mai mult stres cere mai multă mișcare și multe alte lucruri. Mișcarea contracarează depresia aproape la orice nivel. Crezi că există și un soi de comoditate, lene, lentoare, aș spune eu, a omului contemporan, a omului modern? Cu siguranță. De a face exerciții fizice și când spun acum, nu degeaba am spus la începutul dialogului nostru, legat de antrenamentul minții sau al creierului, că așa cum ne antrenăm, să presupunem, la o sală de fitness, da? Sau alergând, cum spuneai tu, așa cum ne antrenăm mușchii, da? Și ne dă o stare de bine în timp ce alergăm anumite endorfine, dopamină, oxitocină și așa mai departe sunt secretate. Mă gândesc că același lucru se întâmplă și în plăcerea lecturii. Atunci când citim o carte, iată, în vacanță, ne bucurăm foarte mult de lucrurile pe care le aflăm în carte, mai ales dacă, iată, este o carte, să spunem, de dezvoltare personală și creștere, evoluție spirituală, cum sunt cărțile de la Herat. Dar mă gândesc și la om, la o persoană care merge, indiferent care din cei doi parteneri, să spunem, dacă e vorba de un cuplu sau un cuplu cu copii, măi, da, nici în vacanță să nu stau liniștită sau liniștit, da? Adică ca și cum ai face lucrurile astea în afara vacanței și în vacanță parcă n-ar fi, ai vrea să faci altceva. Dar ele, până la urmă, cred că fac parte dintr-un stil de viață și cred că cel care are acest mod, acest stil de viață acasă, de a citi, de a face jogging, de a face exerciții fizice în casă, nu neapărat de mers la sală, cred că la el se vede acest stil de viață până și în vacanță, nu renunță la el. Cu siguranță, cine face sport zilnic și citește zilnic sau destul de regulat, nu poate să renunțe la acest obicei care îi aduce o stare de bine. Dar ca să-ți răspund la prima întrebare, cu siguranță nu este vorba de lene în cazul nostru, al generațiilor acestea contemporane. Din păcate, este vorba de foarte multă oboseală. Oamenii, foarte mulți dintre noi, suntem la un prag de burnout,
foarte, cei mai mulți dintre noi muncesc foarte mult, foarte multe ore, au o răsplată destul de mică, dacă e să o raportăm la cât de mult muncesc, ca să nu mai vorbim de părinții care mai au și copii și trebuie să-i mai ducă și pe la activități, la școală, să mai facă și teme. Și asta vine dintr-o proastă gestionare a timpului și a propriei persoane. Pentru că timpul este relativ, timpul este același pentru toată lumea și cu toate astea vedem că unii reușesc să facă mult mai multe în timpul alocat și să nu fie nici obosiți. Și atunci ce spui tu nu vine din lene, vine dintr-o oboseală și o extenuare crescută din cauza că oamenii nu reușesc să-și managerieze timpul și să-și pună prioritățile eficient. Și uite, pentru asta o să dau rapid, că nu e despre asta vorba astăzi, să ne facem un cadran împărțit în patru, în care să punem lucrurile obligatorii și urgente, lucrurile obligatorii, dar neurgente, și apoi invers în cadranele de jos, ce este, nu este neapărat obligatoriu, dar urgent, și nu este neapărat obligatoriu și nu este nici urgent. E, dacă reușim să stăm mai mult în cadranul 2, care este obligatoriu, dar nu neapărat urgent, astea sunt activitățile pe care le facem rutina noastră zilnică și ne omoară urgențele și ne mai omoară oamenii care trag de noi să facem anumite lucruri care nu sunt nici obligatorii și nu sunt nici urgente sau sunt urgente și atunci ne pierdem timpul. Dacă noi facem lucrurile astea să funcționeze în 80% în cadranul 2 și alocat în celelalte cadrane, vedem că ne eficientizăm foarte mult timpul și o să avem timp și de lectură și de mișcare fizică și atunci și de exerciții fizice. Și atunci asta e răspunsul, adică nu e vorba de lene. Oamenii vin obosiți și se trântesc pe canapea și de acolo le este foarte greu să mai facă altceva. Și atunci, uite, că toți suntem în vacanță, poate că am putea încet, încet, chiar dacă e așa cum zici tu, Doamne, păi în vacanță vreau să mă trântesc undeva și să rămân întins acolo 2 zile, și după aia mă mai gândesc eu ce am de făcut, am putea, pentru că îți spuneam la început, nu trebuie decât 2-5 minute. Putem să începem cu 2-5 minute exercițiu fizic în fiecare zi, așa cum putem să începem și cu 10-20 de pagini de citit în fiecare zi. Excesul este cel care ne omoară. Excesul este cel care ne determină să renunțăm. Cei mai mulți oameni, când vor să se apuce de sport, exagerează, să duc în fiecare zi la sală și stau 2-3 ore acolo. Sau să duc de 2-3 ori pe săptămână, dar fac foarte mult. Se apucă de citit și zic, nu, las cartea din mână până nu o termin. Și după aia o mai citesc încă una peste o lună, pentru că nici nu mai au timp și au dat și programul de somn peste cap și ce mai aveau de făcut, gata, au renunțat. Și atunci lucrurile astea se fac în pași mărunți și ar trebui să fim înțelegători unii cu ceilalți. Și dacă vedem pe cineva care ne dă acest răspuns, băi, eu când mă duc în vacanță, mă duc și stau undeva și vreau să fiu relaxat și nici nu vreau să aud de sport sau de citit, sau chiar cineva care nu neapărat în vacanță ne dă acest răspuns, pentru noi ar trebui să fie un semnal de alarmă, să-l întrebăm, pot să te ajut cu ceva, ai nevoie să te ajut cu ceva în următoarea perioadă, că poate am eu 10 minute libere, o oră liberă, nu știu, și fac ceva pentru tine. E clar că omul care îți dă răspunsul ăsta este un om extenuat, care este la pragul de a mai rezista. Adică cu siguranță auzi ceva de el în următoarea perioadă că nu este bine. Cred că mai degrabă ar trebui să reacționăm în sensul acesta, să-l ajutăm, neapărat să-l criticăm sau să-l obligăm să facă, ci mai degrabă, uite, spunem, uite, fac eu chestia asta, dacă vrei, nu știu, poate vrei să faci 2 minute de nu știu ce, să-i stimulăm. Din păcate, eu cred că dacă întrebi, pui întrebarea asta, un procent foarte mare din populație o să-ți răspundă același lucru, că extrem de obosiți. Deci, iată, aș spune că închem acest dialog, acest interviu cu îndemnul tău de a face sport chiar și în vacanță, de a face puțină mișcare, de a face exerciții fizice,
de a avea grijă, cum spuneam noi la început, și de acel antrenament al minții, al creierului. Și aici, uite, ne ajută foarte mult lectura și cărțile de la editura Herald. Și, dragii noștri, recomandarea noastră de carte pentru astăzi, și nu doar pentru astăzi, pentru vacanță, că iată, vine vacanța. Start, un corp activ, un creier sclipitor, știința revoluționară a legăturii dintre exercițiile fizice și dezvoltarea creierului, de John Rady, o carte publicată în colecția Psihopractica. Nu uitați, dragii noștri, să urmăriți și celelalte episoade din această campanie, episoade în care invitații noștri speciali, psihologi, psihoterapeuți, coach, trainer, vor discuta sau vom discuta despre vacanță, despre felul în care gestionăm conflictele cu partenerul de cuplu în vacanță, sau felul în care suntem atenți în vacanță la nevoile copilului. Și multe, multe, iată, multe alte lucruri, așadar rămâneți alături de noi și pentru următoarele episoade pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi alături de noi a fost Gabriela Maluf, psiholog sportiv. Am vorbit despre această minunată carte pe care ea avea recomandat-o, Start. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi însorită, o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!